Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Mă bucur să fim din nou pe această cale, în dialog, în reflexie, reflexie creștină despre diferite subiecte care privesc viața noastră. În seara aceasta vreau să vorbim despre biserică și școala creștină. Dintotdeauna a existat o relație între biserică și școală. Foarte interesant este că primele școli în România au fost începute și s-au dezvoltat în biserici. Și uh, istoria educației ne vorbește despre lucrul acesta. În seara aceasta uh, dorim să vorbim despre școală și educația creștină, despre biserică și școala creștină, împreună cu pastorul Doru Cârdei. Mă bucur și vă mulțumesc că ați acceptat emisiune, uh, invitația de a fi la această emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt privilegiat. Bună seara! Uh, sunteți din Moldova și uh, cel puțin în uh, mediul evanghelic sunteți cunoscut ca un vizionar și lucrări foarte multe și frumoase. Dar aș vrea să vă dau posibilitatea să vă prezentați mai mult decât am făcut-o eu. Și cine este Doru Cârdei? Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate de a împărtăși ce anume Dumnezeu poate să facă cu viața unui om și prin viața unui om. Fac lucrul acesta nu ca să mă laud sau să mă afișez, ci din dorința sinceră de a inspira pe cineva pentru că așa cum eu am avut nevoie de modele de mine, să le urmez, sunt sigur că sunt atâția oameni în care Dumnezeu a investit foarte mult și au un potențial extraordinar. Doar trebuie încurajați, trebuie inspirați, trebuie ajutați să se pornească. Originar sunt din România, din județul Suceava, din partea de nord a țării. Dumnezeu a chemat să slujesc Evanghelia în calitate de plantator de biserici, de evangelist, plantator de biserici. Am venit în Chișinău, în Republica Moldova, în 1993, cu un angajament pentru un an să contribui și să slujesc lucrarea Evangheliei de aici, din Republica Moldova, de curând declarată țara independentă și îi mulțumesc Dumnezeu pentru ușile pe care le-am găsit deschise aici și care încă au rămas deschise pentru a sluji, pentru a comunica Evanghelia, pentru a ajuta pe oamenii să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. În iulie în iulie 1994 am pus bazele împreună cu o echipă de oameni extraordinari a Bisericii Filadelfia pe care o coordonez până în ziua de astăzi. Mulțumesc mult pentru această introducere. Deci ați început cu plantarea de biserici. Acest lucru presupune automat că misiunea este în inima dumneavoastră. Plantarea de biserici este acolo. Extinderea împărției lui Dumnezeu este acolo și Biserica Filadelfia a crescut. A apărut ideea unei școli creștine în Moldova. Cum a apărut această idee? Cum va călăuzi Dumnezeu să decideți că pe lângă o biserică ar fi bine să existe și o școală creștină? <gătă> Foarte interesant modul în care Dumnezeu a lucrat în viața mea, și implicit în rândurile echipei de conducere a Bisericii Filadelfiei, a comunității noastre. Deci, noi nu am avut o viziune pe termen lung foarte bine clarificată, dar Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas ajutându-ne să identificăm nevoi pe care să le interpretăm ca oportunități de slujire. Deci în anii 90 au apărut o mulțime de copii ai străzii cerșitori peste tot în municipiul Chișinău și Dumnezeu m-a prins în timp ce așteptam culoarea verde a semaforului în mașină și un copil al a venit să cerșească la geamul mașinii mele, mă scotoceam să găsesc ceva bănuți să-i dau, să-și vadă de drum mai departe și aproape audibil în inima mea a răsunat întrebarea Tu crezi că ace aceasta este tot ce trebuie și poate să facă un pastor pentru așa copii? În acel moment mi-am pierdut pacea, am venit acasă, am împărtășit cu soția experiența mea, apoi la biserică am împărtășit cu, cu echipa. Vă dați seama, acest lucru se întâmplă în, în toamna anului 1997. Eram cu clădirea bisericii în construcție, fără acoperiș, dar am fost convinși că trebuie să începem să facem ceva pentru copiii străzi. Și <coughs> habar n-aveam cine sunt copiii străzi, habar n-aveam cine care sunt nevoile lor. În dorința noastră sinceră de a sluji și în absența reală a pregătirii pentru această slujire, am început să oferim un prânz gratuit zilnic pentru copiii străzi. Tinerii din biserică mergeau pe străzi, îi invitau, îi aduceau. În momentul în care am început să le oferim acest prânz copiilor străzi, pe vremea aceea nu exista nici un ONG care să slujească copiilor străzi, nicio organizație, nimeni nu oferea nimic acestei categorii de oameni. În momentul în care am început, am început să le slujim, am descoperit care sunt adevăratele lor nevoi. Am descoperit, de fapt, că ei nu au unde să locuiască și locuiau prin subsoluri și prin canale și am descoperit că unii dintre ei nu au fost niciodată la școală. Sunt atât de salbatici încât nu se pot integra în, în școală. Și așa se face că de la nevoia lor de alfabetizare am organizat o clasă, am angajat o învățătoare să învețe să scrie și să citească, iar acel program de alfabetizare a copiilor străzii a devenit pe parcursul anelor cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul unor oameni extraordinari din echipa pe care o conduc, să devenim Liceul Moldo-Finlandez, una din top 10 școli excelente din Republica Moldova, cu uh, promovabilitate de 100% la BAC. La mulțumesc mult pentru această prezentare. Uh, unii cred că lucrurile mari se fac așa, le-am înțeles toate, și Dumnezeu ne-a dat foaia de parcurs de la A la Z și acum... A... Noi suntem pe foaia de parcurs a lui Dumnezeu. Mi-a plăcut faptul că ați subliniat în prezentarea dumneavoastră că, de fapt, ați văzut o nevoie și v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și El, pas cu pas, v-a călăuzit ce trebuie să faceți pentru a împlini nevoia. Și e un lucru extraordinar pentru că lucrurile mărețe le concepe Dumnezeu pentru noi și ne le arată. Și atunci când mergem. Înspre acele lucrări pe care El ne arată, El devine măreț. Și alături de El și noi, Dumnezeu ne ridică. Da, de fapt, Domnul devine măreț. Și vă mulțumim pentru această prezentare, slavă Domnului. Și așa s-a născut școala Moldo-Finlandeză. De ce Finlandeză? Suntem singura școală din Republica Moldova care a implementat 100% modelul finlandez, care este cel mai renumit, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai eficient model de uh, educație uh, și care este cel mai compatibil cu Evanghelia, cu principiile nenegociabile ale lui Dumnezeu descoperite în Cartea Sa Sfântă, adică slujirea Măriei sale elevul. <laughs> nu măria sa Profesorul sau învățătorul, ci cel mai mare este slujitorul celui mai mic. Din perspectiva dumneavoastră, de ce este importantă educația creștină? Pentru că înțeleg că școala pe care dumneavoastră ați înființat-o este o extensie nu doar organizatorică și de finanțare a acestei școli și, de fapt, este o educație creștină. De ce credeți că e importantă această educație creștină? Eu cred că nu duce, societatea noastră nu duce lipsă de educație și nu suntem în criză de școli. Prin urmare, nu văd sensul ca o biserică să-și propună să înființeze o școală și să concureze cu celelalte școle existente din sistemul de învățământ, din sistemul academic al țării în care se află biserica. Noi ne-am propus și scopul nostru foarte clar, foarte bine definit este să fim o alt, un alt fel de școală. Și să educăm într-un alt mod, adică să educăm copii care să ia în serios principiile lui Dumnezeu și valorile Evangheliei. Cred cu toată tăria că lumea este în mare criză de oameni care au luat în serios principiile lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, este în mare criză de profesioniști și de lideri care au valorile lui Dumnezeu în viața lor, în familia lor și, bineînțeles, în cariera lor profesională. Deci, acesta este motivul pentru care noi investim, noi facem o diferență nu doar academic. Noi spunem deschis și oficial, ambițiile noastre academice sunt obiectivul numărul 2. Ambițiile noastre uh, biblice, a valorilor lui Dumnezeu, a principiilor lui Dumnezeu, sunt, uh, sunt ceea ce într-adevăr trebuie să strălucească și fac ca școala. Și mi-este plăcut să, să știu și să mărturisesc că uh, o, mare, o mare parte din familiile care nu sunt evangelice și au decis să-și dea copiii la noi la școală uh, au făcut-o <coughs> pentru că. Apreciază și prețuiesc uh, valorile creștine implementate în școala noastră. Deci, această nevoie de așezare la fundamentul educației uh, a valorilor creștine uh, a fost motivul pentru care ați început această școală uh, și credeți în uh, educația creștină, uh, nu spiritul concurențial, nu nevoia noastră de afirmare, ci în special nevoia ca educația să fie așezată cu ceea ce trebuie la temelie, și anume valorile creștine. Și am citit pe site-ul dumneavoastră uh, patru valori importante, să spun așa, poate că nu am toate informațiile, dar uh, iubește-l pe Dumnezeu, love God, love people, do your best, have fun acestea sunt așezate. Adică iubește-L pe Dumnezeu, iubește oamenii, fă ceea ce poți cel mai bine și bucură-te, să-l traducem așa, da, distrează-te. Distrează da. Acestea sunt valorile care dumneavoastră le-ați spus în educație. În ce măsură aceste valori ați văzut că au prins contur în, Educația din școala Moldo-Finlandeză din Chișinău. Din deja aveți un număr de ani, câți la număr? Cred că sunt 20. Am fost. Deci, în, în 99 am fost lansați. Da. În 99, 99 au da. fost da. da. Aveți deja. Uh... Cum ați vă... Da, poftiți. Deci, valorile, valorile noastre nu sunt doar pe pagina web și nu sunt doar pe pereții uh, spațiilor liceului nostru. Uh, noi uh, urmărim și facem tot ce putem mai bine pentru implementarea acestor valori în viața de zi cu zi și de la bun început, de la începutul anului școlar, la începutul fiecărui semestru, elevii și. Cadrele didactice știu că vor fi de două, de două ore în anul academic, sunt evaluați din perspectiva acestor valori ale liceului și pot fi promovați, pot fi felicitați. Angajații pot fi uh, premiați din perspectiva îndeplinirii valorilor, cultivarea valorilor, practicarea valorilor sau pot fi, uh, elevii pot fi uh, exmatriculați uh, din perspectiva valorilor. De asemenea, cadrele didactice pot fi înlocuite din perspectiva valorilor. Acest lucru este foarte clar, toată lumea știe că vine ziua evaluărilor. Cadrele didactice evaluează elevii, elevii evaluează cadrele didactice. În felul acesta ne măsurăm reușita nu doar din punct de vedere academic, pentru că sunt examene, sunt de evaluări academice, dar uh, la fel de serios este privită uh, implementarea valorilor uh, nenegociabile. În ce măsură acel elev a dat dovadă că îl iubește pe Dumnezeu? În ce măsură și celelalte valori? Uh, e frumos uh, faptul că uh, ați adus discuția despre evaluare pentru că în educație afirmațiile cu privire la valori nu vor prinde contur dacă cei care sunt participanții în sistemul de educație respectiv conducere profesori și elevi nu împărtășesc valorile și în special spunea cineva că profesorii sunt cei care de fapt Transferă afirmațiile cu privire la valori în acțiuni pe baza valorilor, și acest lucru uh, devine uh, extrem de uh, important. Uh, ați uh, decis să aveți o educație bazată pe valori și uh, aș vrea să vă întreb uh, relația cu Biserica. Dacă ne referim la această relație biserică-școală creștină, cum ar trebui să fie aceasta, sau cum arată această relație în situația dumneavoastră? În toți anii aceștia am învățat ce nu funcționează într-o școală creștină, în relația ei cu biserica, o biserică, în relația ei cu școala cu care am ființat o școala pe care o administrează și. Convingerea noastră, concluziile noastre sunt următoarele. Biserica trebuie să fie, pentru că așa este, din perspectiva lui Dumnezeu, biserica trebuie să fie cel mai important lucru. Biserica trebuie să fie prioritatea, iar celelalte organizații înființate de biserică trebuie să slujească scopului bisericei. În cazul nostru, Biserica Philadelphia este fondatorul Liceului Moldofinlandez și administrează Liceul Moldo-Finlandez 100%. Aceasta înseamnă că directorul Liceului Moldo-Finlandez face parte din echipa de conducere a Bisericii Filadelfia. Echipa de conducere a Bisericii Filadelfia primește rapoarte. Echipa de, de conducere a Bisericii Filadelfia aprobă planul de, de Planul de lucru pentru uh, Liceul Moldo Finlandez, uh, și uh, evităm pe orice cale uh, silozul: când o organizație să se folosească de cealaltă. Da? Deci credem în această armonie Biserica are mandatul de a face ucenici De a ajuta pe oameni, de a inspira pe oameni Să devină urmași de ai Domnului Iisus Aceasta înseamnă educație De a crește nivelul oamenilor de educație Prin cuvântul lui Dumnezeu Iar școala este Unelta. Școala este, este uh, ramura specializată a Bisericii pentru ucenicie în mod profesionist. Deci, cu alte cuvinte, școala nu locuiește Biserica, Biserica nu locuiește școala. Uh, biserica este în planul lui Dumnezeu fundamentală, uh, are un mandat special uh, în lumea aceasta. Iar mandatul acesta special al bisericii îl împlinește folosind diferite structuri cum ar fi și școala creștină. Astfel, școala devine subordonată bisericii. Scopurilor bisericii. Da înțeleg că școala are un specific anume și nu vom aplica în școală. Sisteme de organizare identice ca și în biserică, ci potrivit cu organizarea unei școli, vor fi uh, uh, aplicate acolo anumite sisteme de organizare uh, diferite. Și cred că asta este și uh, la dumneavoastră. Sigur că da, din punct de vedere formal și juridic, funcționăm ca o școală cu statut propriu important este că ea aparține unei biserici și important este să împărtășim același adn același scop, aceleași valori, aceleași practici și să fie aliniate eforturile, să nu fie în contradicție, să nu avem aceste, aceste tensiuni nesănătoase între organizații. Pentru că este, este foarte important să, să nu creăm confuzii în rândurile elevilor, în rândurile uh, oamenilor care fac parte din biserică. Deci uh, este important să armonizăm aceste uh, uh, șantiere de lucruri, le numim noi. În așa fel încât să coexiste în favoarea unui scop unic? Dacă ar fi să ne uităm și la rezultatele pe care le-a le adunat cu, prin ajutorul lui Dumnezeu de atâția ani, 1999, e o istorie, deja s-a consolidat un anumit model educațional și s-au putut proba inclusiv în practică, anumite afirmații, strategii, deja au fost cumva validate prin, prin practici, cele care au rezultat din afirmațiile respective. Ce rezultate ați avut până în prezent la nivelul preuniversitar, după aia ne vom referi și la universitar cum stau lucrurile sau viitorul acesta pe care îl construiți? Noi am început uh, într-un uh, într mod uh, destul de limitat. Uh, un, uh, un start destul de modest, cu clasa 1 și clasa 2, uh, doar și o, o grupă de grădiniță. Uh, nici nu a fost posibil mai mult atunci, în, a, în anul 1999, septembrie 1999. Uh, și apoi, prin bunăvoința lui Dumnezeu, în fiecare an am crescut un, uh, cu o clasă, am adăugat Am devenit uh, grădiniță și școală primară, apoi am devenit uh, gimnaziu, apoi am devenit liceu uh, Dumnezeu ne-a binecuvântat munca și uh, uh, preocuparea noastră intensă pentru a vedea nu doar activitate, dar și productivitate. Și putem mărturisi cu bucurie că în istoria Liceului Moldofinlandez nu am avut pe nimeni să nu fi luat examenul de bacaloriat. Acesta este un indicator al reușitei noastre. Dar, de asemenea, absolvenții noștri sunt oamenii care și-au continuat studiile la Universități prestigioase din Europa și din Statele Unitele Americii. Mulți dintre ei sunt profesioniști prețuiți care implementează valorile și profesionalismul acumulat în diverse ramuri de carieră profesională. Și bucuria noastră este că mulți dintre ei, unii dintre ei au revenit la noi și sunt partea echipei noastre. Și e frumos să se întâlnească uh, foștii profesori cu elevii profesori care sunt actualmente și cred că este o bucurie deosebită. O mare satisfacție. Da. mare satisfacție să avem colegi foști elevi. Uh, câți, câți elevi ați uh, nu știu dacă aveți ceva date statistici așa sau aproximări. Cam câți elevi au trecut deja prin școala dumneavoastră primară? Eu nu, au toate de, nu am toate detaliile, sunt doar pastorul coordonator al Bisericii Filadelfia. Dar aproximativ 400 de, de elevi au absolvit liceul moldofilandez în istoria lui. Da, foarte frumos, un, om, un număr frumos și cum spunea și dumneavoastră, clasament foarte bun în rândul școlilor din Republica Moldova și în, și în ceea ce privește finalizarea studiilor, anume baccaloriatul, promovabilitate 100%. Ați început de curând, ați lansat o nouă lucrare. Universitatea Moldo-Americană. Deci, ați considerat că trebuie să faceți încă un pas pentru învățământ superior acum, să extindeți această lucrare la învățământul superior? În mediul profesional, dar și în mediul conducerii spirituale, este cunoscut faptul că dacă munca noastră este de calitate beneficiarii cer să ne dezvoltăm, beneficiare solicită extinderea. Deci an la rând am avut familii care au, a căror copii au absolvit liceul nostru și am avut de asemenea liceenii care au absolvit liceul moldofinlandez, care tot ne-au întrebat când veți avea un program educațional complet care să includă și licența profesională Și bineînțeles că acest lucru mi l-am dorit din Pentru că, încă o dată, repet, știu, știe toată lumea că avem nevoie de profesioniști cu fundament creștin Avem nevoie de profesioniști care implementează în, în mediul profesional valorile și principiile lui Dumnezeu, practică practicile creștine și aceasta poate aduce o transformare în, în societatea noastră. Așa se face că, la solicitarea lor, am început să ne rugăm și nu, sunt ani, aproximativ 10 ani, de când ne rugăm, visăm, Uh, facem demersurile necesare și cu ajutorul Dumnezeu am identificat și partenerii strategici uh, potriviți, spunem noi, pentru ca acest vis să devină realitate și a devenit realitate începând cu 1 septembrie 2022. Vă aduc aminte că în seara aceasta discutăm cu pastorul Doru Cârdei din Chișinău, Republica Moldova, pastor la Biserica Filadelfia și discutăm despre biserică și școala creștină. Ce programe oferiți la această universitate? Înțeleg că aveți niște parteneri din străinătate și ați lansat deja universitatea. Ce programe aveți în cadrul universității? Deci, uh suntem Universitatea Moldo-Americană pentru că avem un contract de parteneriat strategic cu Universitatea South Eastern, de Sud-Est din Statele Unite ale Americii, Florida și oferim la, din start, la ora actuală, oferim 5 programe de licență. Licență în conducere spirituală, deci Facultatea pentru Conducere Spirituală Facultatea pentru Conducere și Management Profesional Facultatea pentru Digital Media și Design Psihologie și IT Da, frumos, v-ați axat cumva pe dezvoltare de lider Dacă fac eu observații foarte... Fără un studiu am anunțit Dar ținta dumneavoastră este să... să... Construiți liderii de mâine. Viitorul este pregătit pentru tine, poți să fii un lider. Cam asta ar suna direcția în care dumneavoastră doriți să mergeți. Și cum este organizată universitatea, este un program care realizat împreună cu partenerii dumneavoastră. Sunt și uh, implicați și profesori din uh, Moldova. Uh, cum uh, arată acest parteneriat? Da. Deci, uh, scopul nostru este să oferim societății, mai ales că ne aflăm în Republica Moldova, unde uh, au pornit procesul reformelor și toată lumea așteaptă cu, cu nerăbdare o schimbare în Republica Moldova. Lumea întreagă uh, i-a dat încă o dată șansă Republicii Moldova pentru reforme și schimbare. Uh, Ne-am propus să oferim societății. Un alt fel de profesioniști, un alt fel de lideri, oameni care să, să trăiască și să uh, implementeze principiile lui Dumnezeu într-un mod profesional. Uh, programul uh, de colaborare cu Universitatea din Statele Unite ale Americii uh, constă în uh, Asigurarea din partea americanilor a întregului program academic online și ne bucurăm foarte mult după două săptămâni. Deci, testele noastre, probele uh, dau rezultate extraordinare, toată lumea este bucuroasă profesorii din America sunt bucuroși, studenții noștri sunt bucuroși, noi administrația suntem bucuroși. Deci partea americană asigură programul academic 100 de procente, iar noi, cei din Republica Moldova, asigurăm mentorarea elevilor, pardon, a studenților și coordonăm, deci le oferim oportunități de îndeplinirea practicii. Pentru că Universitatea de Sud-Est cere studenților între 8 și 10 ore de practică. Este, este un model de instruire profesională combinat de program academic și practică. Deci, noi suntem responsabili pentru mentorare și uh, coordonarea practicii. Iar ei uh, uh, fac lecțiile online, uh, programul uh, 100% din Statele Unite ale Americii și în felul acesta vor primi diplome americane. După să sunteți gazdele, tutorii, mentorii, îi ajutat să, să uh, implementeze într-un context uh, real de slujire bisericească uh, a ceea ce învață iar ei studiază împreună cu profesori americani, care este un avantaj pentru studenții care uh, sunt uh, acolo. În ce măsură uh, credeți că universitatea și școala creștină poate contribui la îndeplinirea mandatului dat Bisericii, Matei 28, facerea de ucenici? Cum aducem ucenicia în contextul acesta al școlii creștine? În cazul nostru, noi facem totul ca proiectul nostru educațional, grădiniță, treapta primară, treapta gimnazială, treapta liceală și iată din septembrie treapta universitară să fie o continuare a ceea ce facem în biserică, duminica la adunările de duminică, în grupurile de ucenicie ale bisericii, o continuare profesională. Cred din toată inima că natura bisericii este, este creșterea oamenilor, dezvoltarea oamenilor, are la bază acest scop ucenicia, mandatul ei și cu cât vom putea adăuga profesionalism. Acestei, acestui proces de dezvoltare a oamenilor, de formare a oamenilor, cu atât vom reuși să îl onorăm pe Dumnezeul nostru, pe Regele nostru etern, Domnul Isus Hristos. Deci, ar trebui ca cineva care se implică în educație să înțeleagă foarte bine principiile uceniciei și ucenicia. Să fie un stil de viață inclusiv pentru profesori. Pentru ca să nu existe uh, o prăpastie între profesorul cel care transferă conținut uh, și profesorul făcător de ucenici, ucenicizator. Cu alte cuvinte, am înțeles, dacă am înțeles bine, a spus împreună aceste două uh, uh, sau trei aspecte: cunoștințe, uh, formarea spirituală. Cât și aspectul legat de competențele necesare pentru slujba pe care sunt pregătiți atât elevii cât și studenții. Biserica Philadelphia este o biserică a grupurilor de ucenicie. Și această abordare, această structură de organizare transcende dincolo de limitele bisericii în școala noastră, în instituțiile noastre de învățământ Prin urmare, grupele de la grădiniță și Clasele de la treapta primară, gimnazială, liceală și iată clasele de la universitate, grupele, grupele de la universitate sunt parte a sistemului grupelor de ucerici din, din cadrul Bisericii Filadelfia. Diriginții îndeplinesc rolul de conducător de grup, de mentor, de om care are responsabilitatea să se roage pentru fiecare individual, să investească în relații datatoare de viață, să comunice nevoi care apar, să ne purtăm grija unul de altul și să îi ajute pe acei oameni din grupul lui, din clasa lui să facă următorul pas. Cine nu l-a întâlnit încă pe Dumnezeu să îl întâlnească personal, cine nu s-a botezat să se boteze, cine uh, nu se bucură de, de transformarea minții și a vieții, să-l să, 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 să ajute, să-l însoțească în acest proces de implementare a Cuvântului lui Dumnezeu în viața personală, iar cine încă nu s-a implicat în slujire, să se implice în slujire. Extraordinar de important faptul că... Uh... Cheia este relația și ați punctat aici foarte bine uh, relația dintre care se stabilește între profesor și uh, okay. uh, elev trebuie să fie o relație de ucenicie uh, și uh, acest lucru facilitează dezvoltarea uh, elevilor uh, în ucenici, uh, nu doar în studenți care primesc cunoștința. Cum vedeți dumneavoastră această relație? Ați intrat puțin în sfera aceasta a relației, ce ar trebui să facă profesorul în față de elev să se roage. Cum vedeți relația? Pentru că noi suntem din țări foste comuniste în care profesorul era aici, studentul sau elevul era aici și existau anumite atitudini care se manifestau între profesori și studenți și acțiuni. Tocmai am spus încă de la început că modelul finlandez ne favorizează pentru că este cel mai aproape de modelul biblic de educație, de conducere, de influență. Și ce să spun? Cei care nu au aflat încă din sistemul educațional, bine ar fi să afle că în secolul 21 Oamenii nu mai duc lipsă de informații și de conținut și nu te mai ascultă dacă nu le câștigi bunăvoința iar nu le poți câștiga bunăvoința și respectul dacă nu le demonstrezi în mod practic că îi prețuiești, că îi respecti, că îți pasă de ei. Desigur, formarea profesorilor este, este una din cheile de succes a unui sistem educațional eficient. Noi investim foarte mult în formarea și reciclarea cadrelor didactice, în așa fel încât să nu se comporte de parcă ea, acea, acea persoană, acel cadru didactic este cel mai important om din, din încăpere. Cel mai important om din încăpere este elevul, este chiar elevul cel mai slab care are nevoie cel mai mult de ajutor. Pentru dumneavoastră presupun, nu știu dacă presupunerea mea este corectă, punând în context toate afirmațiile dumneavoastră, că vorbiți aici de creștini, profesori creștini, nu doar nominal, ci practicanți. Nu știu dacă aș putea să afirm că aparțin unei anumite confesiuni sau nu, dar mă înțeleg printre rânduri că e foarte important ca acel profesor să fie un creștin autentic? Este, este foarte adevărat și uh, acei puțini profesori, acele puține cadre didactice care încă nu sunt membri într-o biserică evanghelică sunt în proces, sunt, au făcut deja pași spre, spre în această direcție uh, și uh, sigur că este nenegociabil. Această calitate de, de, a, de a lua în serios scopul bisericii și a școlii bisericii, de a lua în serios obiectivele, valorile, practicile și, bineînțeles, viața personală contează foarte mult pentru că. Un cadru didactic nu, nu influențează doar prin ceea ce spune, el influențează, în primul rând, prin ceea ce, prin cine este el și ceea ce face Școala slujește și familia și, chiar dacă noi am vorbit mai mult de relația biserică-școală, în ce măsură familia este în atenția bisericii și a școlii. În această, în această relație a, pentru o educație bună, eficientă și spirituală a copiilor? Desigur, noi fiind o școală privată, a, statul la ora actuală încă nu investește nimic, nu contribuie nici într-un fel, a, a, familiile au responsabilitatea de a achita facturile, Familiile vulnerabile sunt ajutate, este responsabilitatea noastră a bisericii să, să, ne îngrijim în așa fel încât și copiii din, din un context economic mai, mai sărac, mai uh, 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 nesatisfăcător să aibă acces la o educație de, de calitate. Uh, Tendința unor familii este să, să aproape să abandoneze copilul știind că l-au dat la o școală excelentă. Și noi bateam alarma foarte imediat când, când sesizăm acest lucru și spunem foarte deschis: niciodată nu ne-am propus să înlocuim familia în educația copilului sau să concurăm cu familia în educația copilului. Noi suntem partenerii de încredere ai familiei, știind și crezând cu certitudine că educatorii numărul unul al ai copilului sunt părinții. Noi nu facem așa. Și din acest motiv, pe toate căile, dezvoltăm dialogul, colaborarea și decidem împreună binele suprem al copilului. Ce vă doriți de aici încolo? Sunt un număr de ani pe care i-ați parcurs în, atât în slujirea bisericii cât și în slujirea prin această școală. Ce vă doriți în special pentru biserică și pentru educația care s-a născut din această eclesia, din această biserică care a decis să ia mandatul uceniciei și să-l ducă pe tărâmul acesta al educației și să facă din tărâmul educației un spațiu pentru ucenicie și misiune. Ce vă doriți pentru viitor? Având în vedere și noul context, nu putem să trecem cu vederea că există un război aproape de noi și situația este de cum sigur, este. Desigur, ne dorim în continuare și nu avem dubii Că dorința noastră va fi onorată, ne dorim binecuvântarea și susținerea lui Dumnezeu. Noi facem ceea ce facem de dragul lui Dumnezeu și al oamenilor și ne bazăm pe îndurarea lui Dumnezeu pas cu pas. Am văzut că Dumnezeu. Am experimentat cum Dumnezeu ne poartă de grijă, ne binecuvântează și uh, tot ceea ce uh, celebrăm, celebrăm pentru că Dumnezeu este atât de bun în, în slujirea noastră, în munca noastră de zi cu zi. De asemenea, ne dorim să ne bucurăm de pace în continuare. Uh, Moldova, Republica Moldova a fost direct sau indirect doar amenințată, doar avertizată, dar nu suntem, n am fost atacați, îi mulțumim lui Dumnezeu și continuăm să ne rugăm pentru pace în țară și pentru pace în țara vecină și în lumea întreagă. Ne nădăjduim în bunăvoința lui Dumnezeu de a, de a ne proteja și și de a ne asigura condiții optime pentru a sluji pe fondul acestui stres internațional, crize economică, inflație, tot felul de, de consecințe a acestui conflict. Nădăjduim în Dumnezeu știind, de altfel, că prognoza biblică nu este foarte Pozitivă. Deci dacă privim dintr-o perspectivă escatologică și nu doar a pozitivismului vremea acesteia sau a unor teologi, recunoaștem că inclusiv ce se întâmplă este în planul lui Dumnezeu, este deja anunțat că se va întâmpla și noi, ceea ce facem este că așteptăm ca Dumnezeu să-și ducă la împlinire tot ceea ce a spus în Scriptură, inclusiv faptul că lumea aceasta va avea un sfârșit și mai presus decât toate, noi așteptăm pe Domnul Isus Hristos și întoarcerea Lui și a petrece veșnicia împreună cu El. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost în seara aceasta cu noi la emisiune și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ați transmis. Este îmbucurător să vedem cum o biserică se naște, o școală se naște, o universitate se naște și sunt oameni care beneficiază de această slujire și sunt transformați. Cred că cel mai important lucru sunt oamenii. Oamenii care au fost transformați, viețile lor care au fost schimbate. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă mulțumesc din suflet pentru privilegiul de a participa, de a putea mărturisi ceea ce a făcut, face și va continua să facă Dumnezeu în Republica Moldova. Vă prețuiesc, vă respect mult pe dumneavoastră și pe toți cei ce vizionează acest program. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că în seara aceasta ne-ați urmărit. A fost o emisiune despre școală și chiar și pentru noi părinți este extrem de benefic ca să ne fixăm foarte bine reperele pentru educația copiilor noștri și atunci când alegem școala, să înțelegem ce ar trebui să fie într-o școală și atunci când așezăm fundamente la educația copiilor noștri, să știm care ar trebui să fie aceste fundamente educația creștină, educația care îmbrățișează acele principii lăsate de Dumnezeu în scripturi, este o educație care formează, transformă și transformă pentru veșnicie. Vă încurajăm la lucrul acesta, vă încurajăm să vă educați copiii în spiritul acesta, vă încurajăm dacă, vă încurajăm dacă aveți posibilitatea de o școală creștină să noi evitați, pentru că este spre binele și folosul copilor noștri și a familiilor noastre. Vă doresc tuturor o seară bună. La revedere!